15 milioane de lei. Cu atât au fost sancționați mai mulți furnizori de energie din România. Aceștia au manipulat piața în ultimii ani. Klaus Iohannis susține că executivul va ține prețurile la un nivel pe care populația să-l poată suporta. Operatorul de distribuție, vina este a operatorului de distribuție, care trebuie să-și asume această eroare. Este foarte important ca facturarea energiei pe această regularizare să se facă la împărțită pe tot intervalul pe care îl acoperă, pentru că prețul energiei nu este cel din momentul acesta și regularizarea se îndepă o perioadă mai lungă de timp. Din păcate, noi putem la rândul nostru să sesizăm aceste instituții și să le rugăm și împreună să găsim soluții pentru ca astfel de lucruri să nu se mai repete. Ministrul Energiei însă le dă variante românilor. Au alternativa unei companii să se mute de acasă pe internet la unde nu este plafonat consumul și este prețul sub 0,80. Deci există această, este hidroelectrică, există această alternativă. Însă hidroelectrică a ajuns să fie supra-solicitată de cereri. Compania de energie a ajuns să primească câte 5.000 de cereri pe zi de la consumatorii casnici. Asta pentru că are cel mai mic preț de pe piață, 0,25 de lei pe kilowatt. Nu ne dorim și nu se va întâmpla ca românii să stea în frig, cum nu se va întâmpla să li se stingă lumina, cum se spune, dar este un lucru natural și foarte potrivit, foarte bun, etic, corect, un semn de solidaritate, să facem economii rezonabile acolo unde putem fiecare acasă. La începutul ședinței de guvern de astăzi, premierul Ciucă a promis că executivul va lua măsuri prin care să sprijine populația să depășească iarna, iar ANRE anunță că vor continua controlele la furnizorii de energie.